Sănătate și bine revenit printre cripto la una, o nouă ediție a stilopescului din lumea criptomonedelor. Întreruperile la nivel global au lovit iar Facebook-ul, Instagram-ul și WhatsApp-ul. Ceul de la Coinbase spune că integrarea rețelei Bitcoin Lighting ar trebui să fie lansată în curând. Un crypto-trader transformă 100 de dolari în 8,3 milioane de dolari în mai puțin de o săptămână pe blockchain-ul base de la Coinbase cumpărând moneda ChiCat. Proiectul Stream Finance este bucuros să-și anunțe lansarea pe blockchainul ul Avalanche. Polyhedra ZK a introdus ZK Bridge pentru Bitcoin, iar noul schimb de jetoane este securizat de protocolul de mesagerie ZK Bridge Bitcoin, care permite schimburile directe de jetoane și îmbunătățește lichiditatea și integrarea Bitcoinului cu diverse blockchain-uri. Jocul Hitopia, fostul NFT Worlds de pe Ethereum, se apropie de lansarea beta după vânzarea nodurilor de 8 milioane de dolari. Managerul de active de 932 de miliarde de dolari de WS lansează în Germania un nou produs Bitcoin ETC susținut fizic. Proiectul Xenitravel alimentat de Hedra Ashgraf transformă rezervările de călătorie cu ajutorul blockchain-ului. Hedra Hashgraph a devenit membru al organizației lidere în blockchain din Australia alături de fundația Algorand, Binance, Coinbase, Mastercard și alte instituții de top aflate în fruntea Web3. Nibiru Chain anunță că a intrat în parteneriat cu Truflation, iar acum orice aplicație construită pe Nibiru poate lansa fără efort indici bazați pe tokenizarea activelor din lumea reală într-un mediu complet descentralizat. Vicin anunță un airdrop deoarece lansează un nou ecosistem DAP pe testnet de unde poți lua jetoane gratuit. Vicin colaborează cu Tangem pentru a crea un portofel hardware de dimensiunea unui card de credit în ediție limitată intitulat Web3 pentru BeFree TR. Rusia spune că își va dubla cumpărările de valută și de aur în luna următoare. Aurul a atins un nou record ajungând la prețul de 2300 de dolari, iar investitorii încep să se trezească datorită puterii aurului. Din păcate, băncile centrale au fost conștiente de acest fapt de mulți ani și au adăugat agresiv aur în rezerve ca protecție împotriva valutelor și a prostiei lor. Eu aș spune, nu aș spune prostie, ci hoție, iar absolut toți bancherii, în cel mai fericit caz pentru ei, ar trebui arestați pe viață, iar averile lor confiscate. Băncile centrale încep să aibă nevoie de salvări de la contribuabili, pe măsură ce depozitează aur, care a atins noi recorduri. Băncile sunt puse pe japă ca întotdeauna, au depozitele doldura de aur și argint, mai ales de argint, dar asta nu spune nimeni, după care cere ajutor bănesc parlamentarilor ce le oferă bani din taxele plătite de tine. Banca Israelului scrie într-un mesaj secret către alte bănci, pregătiți-vă pentru întreruperea bancomatelor datorită unor știri media iminente care va avertiza locuitorii să se pregătească pentru război. ETH Gate, James Ocafi, cel care a expus schemul COVID, o travă din vaccinuri, cum Guvernul Statelor Unite se ocupă cu trafic de persoane, droguri și multe alte măgării, ne expune acum partea întâi din mafia din industria cripto condusă de fundația Ethereum și explorează acuzațiile agențiilor guvernamentale care a monopolizat industria cripto și încearcă să aducă la tăcere pe denunțătorul Steven Arayov un thread care ar trebui să-l citești și în care este menționat și bitcoinul și îți arată cum această mafie este susținută de instituțiile SEC, FBI, CIA și NSA. Insiderul de la Ethereum, Steven Araiov va dezvălui mâine relevații cu tremurătoare. FCI -I ne prezintă foaia de parcurs Alianței Superinteligenței Artificiale ASI, formată din monedele FCI, Singularity și Protocolul Ocean. Bă, fraților, când toți vi a spus să nu cumpărați monedele ei pentru că narativa lor s-a dus, eu mereu vi-am dat știri despre ele, în special despre Feci și Agix, pentru că, din punctul meu de vedere, acestea sunt cele mai puternice proiecte a ei. La Feci or să fie conectate absolut toate proiectele ai ei din lume pentru învățare colectivă, iar Agix dorește să atingă singularitatea, adică să prindă conștiință, să fie conștient că este în viață, ce probabil a reușit deja deodată ce vedem această unire. Mai mult de atât, acum trăim vremuri istorice în care o să vezi cât de curând inteligența artificială cam în orice obiect. Probabil că toți ați văzut Star Trek sau alte filme de acest gen unde echipajul navei vorbește cu naveta care, care e super inteligentă deoarece are în componența ei inteligența artificială. Viitorul nostru de acum încolo va fi plin de inteligență artificială Așa că făți un bine acum și cumpără măcar, de, măcar 10 feci ai care automat or să fie transformați în 10 asi. Asta înseamnă o investiție de aproximativ 30 de dolari, adică 5-6 pachete de țigări, adică o pizza, două sucuri și o savarină, o nimica toată. După ce ai luat 10 feci, trimite-i frate în Cosmos Station unde primești dobândă la dobândă, primești dobândă la ei doar prin simplu fapt că îi deții în portofel și ai și opțiunea unde să i pui la stacking să primești o dobândă mai mare. De asemenea îi poți trimite în portofelul oficial de la FECI unde îi pui la stacking. Îți spun asta pentru că în câțiva ani o să trăiești doar din această dobândă primită de la aceste 10 monede, așa că nu pierde momentul și ia-ți acolo câteva câteva monede, frate, să ai pentru viitor. Nu de altă, dar așa cum ai pierdut momentul să iei feci la 4-5 cenți, tot așa o să pierzi momentul să-l cumperi la 3 dolari sau la cât e acum. Revista Forbes ne explică cum tokenizarea activelor revoluționează finanțele globale și menționează moneda XINFINX de ce de posibil 15 milioane de ori. Oricum, XINFINIX de ce este un alt proiect care ar trebui să-l ai în portofel. Banca Reglementelor Internaționale, BIS, un partener Ripple, alături de un grup de bănci centrale, demarează proiectul Agora de tokenizare a activelor din lumea reală pentru a îmbunătăți sistemul monetar. Clienții PayPal din Statele Unite vor folosi monedele stabile pentru plăți internaționale. Ripple anunță planuri de a lansa o monedă stabilă susținută de dolari pe legerul XRP și Ethereum, provocând direct monedele corupte Tether și USDC de la Circle. Bill Morgan dezvăluie că ținta principală a instituției SEC este statutul de reglementare al criptomonedelor și nu moneda XRP în sine. Echipa XUM votează pentru a pune capăt procesului de ardere a XRP pentru a obține Exah, iar acum moneda Xahau are rezervă totală limitată la vreo 600 de milioane, dacă nu mă care toate sunt în circulație, iar, în... iar altele nu se mai pot minta. Acum vezi că pe Xum, portofelul Xaman, primești dobândă pentru moneda Xah doar pentru că ții moneda în portofel fără a fi nevoie să o blochezi în vreo piscină de lichiditate. Pentru a lua dobânda, intri în portofelul Xum, din colțul din dreapta sus, schimbi rețeaua de pe în Xahau, pe urmă apeși pe al patrulea buton de jos numit Xaps și se va deschide o pagină cu aplicații. Acum cauți în această listă care îți apare, cauți aplicația Balance Adjustment, apeși pe ea și se va deschide o pagină albastră și apeși pe butonul de jos Optin, după care semnezi tranzacția. Asta în caz dacă nu e deja activată această opțiune. Dacă o ai deja activată, va trebui să dai claim la dobândă la fiecare 30 de zile. Cam atât în ediția de azi, toate sus să le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consulta financiară, ce spun trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la că mai multe criptomonede.